Poca Live, la emisiunea Talk Show Direct, și în următoarele minute îl vom avea alături pe domnul Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, căruia îi mulțumesc că a răspuns din nou invitației noastre. Bună ziua, domnule primar! Bună ziua, vă mulțumesc și eu pentru invitație, bine v-am găsit! Ne-am întâlnit astăzi într-un moment cum nu se poate mai bun, domnule Boc, și mă bucur pentru acest lucru, pentru că astăzi, pe 30 noiembrie, îl sărbătorim pe Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul românilor, cel care a și creștinat poporul român. Avem, deci, aproape un milion de români care poartă acest nume și cărora se le urăm la mulți ani. Facem un pic de ordine. Vă rog. Facem un pic de ordine. De bineînțeles, la mulți ani tuturor celor care poartă numele de Andrei, Andreea și derivatele aferente. Ați spus de creștinarea poporului român și rolul pe care Sfântul Andrei l-a avut. Este adevărat, dar aș face câteva nuanțe, că este important pentru ceea ce înseamnă credința noastră milenară, ortodoxă, să spunem câteva lucruri aici. În primul rând, Sfântul Andrei a fost frate cu Sfântul Petru. Amândoi fuseseră pescari, printre primii discipoli al lui Iisus și, într-adevăr, după pogorârea Sfântului Duh, apostolii au fost trași la sorți în ce zone să meargă să răspândească creștinismul. Și, într-adevăr, Sfântul Andrei a avut un rol decisiv în creștinarea sau în propăduirea credinței creștine la cetodaci și în Dobrogea. Dar care este deosebirea fundamentală între creștinismul la români și creștinarea altor popoare, cum ar fi bulgarii, ungurii sau alții? În timp ce noi, românii, nu avem o dată fixă a creștinării, cum au, de exemplu, bulgarii, care în 863, țarul Boris devine Mihail și au o dată oficială de creștinare de sus în jos, printr-o decizie. La unguri, la fel, la anul 1000, sub domnia lui Ștefan I al Ungariei. La români nu există un lider, un conducător care se impună printr-o decizie de sus în jos, de astăzi suntem creștini. La noi creștinarea s-a făcut de jos în sus, adică din om în om, din casă în casă, din popor, de la un om la altul, prin propăduire. Și de aceea credința ortodoxă e atât de înrădăcinată în spiritul și conștiința neamului românesc, pentru că ea n-a fost impusă de sus în jos. Ea a venit de jos în sus, așa cum am precizat, din răspândirea de la om la om, ceea ce explică și dăinuirea religiei creștine într-o mare boază, într-o mare slavă. Suntem singurul popor ortodox latin într-o mare slavă, cum se exprima Iorga. Explicația se agățește și în bună parte că aceasta a fost făcută creștinarea de jos în sus. Și nu de altă, și aceasta a avut și un rol fundamental în menținerea ființei și existenței poporului român, pentru că latinitatea, adică originea latină a poporului român, limba și credința au fost trei factori identitari uriași care au păstrat identitatea neamului românesc și i-au dat forță și tărie în decursul veacurilor să-și cristalizeze conștiința de neam și să formeze statul național unitar român în 1918. Fără aceste trei elemente identitare fundamentale n-am fi avut 1918 și, evident, fără toți cei care au făcut posibil ca neamul românesc să-și păseze identitatea, aici la Ardeal, să nu uităm de lancia lui Horea sau de pumnul lui Avram Iancu în Calea Furtunii, care spunea că nu cu forța argumentelor filozofice pot fi convinși și cei care ne stăpânesc să ne dea drepturile, ci numai cu lancia lui Horea. Și s-a văzut că numai așa s-a putut într-adevăr, pentru că de aceea Avram Iancu a rămas creișorul munților și atât de iubit de către toți românii, de către toți transilvanenii, pentru că a întruchipat cel mai bine setea de libertate și de dorință spre a trăi în aceleași condiții ca celelalte naționalități recepte din Transilvania, de a avea românii aceleași drepturi ca ceilalți acasă. Dar cam asta este despre Sfântul Andrei, o sărbătoare mare a creștinității, a românilor, motiv pentru care, într-adevăr, le spune și la mulți ani tuturor celor care poartă numele de Andrei. Da, se spune că pe lângă acest adevăr istoric pe care l-ați spus și dumneavoastră, avem tot felul de tradiții legate de Sfântul Andrei și una dintre acestea spune că... Acum, nu mă pricep la asta. Știu că fetele, dacă spun, nu știu ce busuioc, își găsesc cursitul sau cea de genul nu vă acesta. Spun, vă spun, mai valabil sau nu? Nu vă spun unul interesant, ci că la noapte, în noaptea de Sfântul Andrei, se
dispare hotarul dintre cele văzute și cele nevăzute, iar Au un fel de momentul... Halloween românesc, un fel Nu, de nu, nu, Halloween nu, 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 iar românesc. momentul este unul propice pentru a ne vedea viitorul și Da. dacă e vorba despre asta, să spunem și despre viitor, să spunem că și dumneavoastră aveți o legătură cu viitorul nostru, să spunem, ați fost la Bruxelles ieri la o întâlnire a Comitetului European al Regiunilor, unde în calitate de raportor ați participat la o ședință legată de viitorul politicii de coeziune din 2027 încolo. Ați afirmat acolo, domnule primar, chiar că Europa depinde de viitorul acestei politici pe care ați numit-o plastic lipiciul care ține legat Uniunea Europeană astăzi. Da, a fost o discuție de cel mai înalt nivel european, în prezența comisarului european pentru politica de coeziune, Elisa Ferreira, în prezența președintelui Parlamentului European, președintelui din Parlamentul European a Comisiei de Coeziune Teritorială, a reprezentanților președinților rotative ale Consiliului Uniunii Europene și cea prezentă și cea viitoare, a președintelui Comitetului European al Regiunilor, cu care am avut plăcerea și onoarea să lucrez în redactarea acestui raport fundamental al Comitetului European al Regiunilor, unde pe bună dreptate am pus prima întrebare. Ce fel de Europa dorim să avem în viitor? Care este soluția pentru a menține Europa unită în continuare? Iar aici politica de coeziune, din fericire, are rolul fundamental central. Această politică de coeziune, pentru cei care nu sunt avizați pe subiect, este acea politică care are ca scop diminuarea decalajelor de dezvoltare și a diferențelor regionale dintre diferite țări și regiuni ale Uniunii Europene. Este reversul, cu alte cuvinte, a pieței unice. Dacă avem o piață unică, care este expresia economiei de piață, avem nevoie și de un factor reglator, care este politica de coeziune, adică care să evite crearea decalajelor mari și a discrepanțelor, a fragmentării Europei în țări foarte, foarte bogate și țări foarte, foarte sărace sau regiuni foarte, foarte bogate și regiuni foarte, foarte ați sărace. Dat și un, ați, dat și un, ați dat și un exemplu bun ieri acolo. Spuneați de Statele Unite și de alte țări ale lumii care înregistrează asiatice. Într-adevăr asiatice, care o înregistrează am citat, o creștere. Am citat o expertiză. Am citat o expertiză a Fondului Monetar Internațional care arată că deși America și unele state din Asia au rate mai mari de dezvoltare și creștere economică, totuși au o coeziune mult mai slabă, în sensul că inegalitățile sunt mult mai mari în aceste țări și fragmentarea este mult mai mare. Europa, chiar dacă nu are o rată atât de mare astăzi, are o coeziune sau o diminuare fără ca inegalitățile să dispară. Și în Europa există inegalități mari, dar cu mult mai mici decât acolo unde nu există politica de coeziune. Și atunci se pune întrebarea ce facem. Dacă vrem să lăsăm o Europa fără o politică de coeziune, înseamnă că acceptăm agravarea și fragmentarea Europei, care va duce mai devreme sau mai târziu la sfârșitul Uniunii Europene și la începerea din nou a războaielor în Europa. Politica de coeziune este principala armă cu care putem, ghilimele folosesc expresia de armă, cu care putem opri războaiele viitorului în Europa. Cu cât Europa va fi mai puțin fragmentată, cu atât Europa va fi mai stabilă și mai ferită de războaie și de tensiuni. Cu cât Europa va fi mai fragmentată, economic, social, politic, pentru că fragmentarea economică duce la fragmentare politică. Când oamenii sunt săraci, obligă liderii politici să treacă la atitudini dure, cum au fost revoluțiile. Când oamenii au ajuns la sărăcie cumplită, au pus mâna pe armă și au făcut revoluții. Și aici în Europa, când vom avea sărăcie extremă și fragmentare, unii vor porni potriva celorlalți. Am avut două războaie mondiale. Am avut exemple în față când s-a văzut că prin forță, prin violență, prin sărăcie, prin ură și dezbinare, nu se poate rezolva nimic. Avem o singură cale de a promova binele, iar binele poate fi promovat prin cooperare, iar cooperarea înseamnă de a da fiecare șansă de a avea un nivel minim de trai decent. Pentru că politica asta de coeziune asta urmărește să ducă un standard minim de calitate a vieții, de standard minim, nu neapărat ca în rai, dar un standard minim de calitate a vieții în fiecare colț al Uniunii Europene. Ca românii și croații să nu mai fie nevoiți să-și plătească țara din motive economice, să-și caute un trai mai bun în altă parte. Ca și pungile de sărăcie din țările mai dezvoltate să aibă o soluție, că așa cum există regiuni sărace și le-a trebuit să aibă o soluție. Să putem ajuta pe cei care sunt în perioada de tranziție, că se trece de la o industrie la alta și își pierd locurile de muncă, că sunt zone miniere din Polonia, din Germania, din România,
trebuie să-i sprijini ca să nu ajungă în sărăcie. Deci, atât am încercat să-i explic colegilor mei că dacă vrem să vedem o Europa în care să ne putem crește copiii liniștiți și noi să avem bătrâneți mai așezate, nu putem să o facem decât dacă avem grijă de solidaritate, de coeziune și de capacitatea de a nu uita pe nimeni într-o Europa puternică. Pentru că acest proiect politic care există astăzi este unic pe planetă și unic în istoria omenirii. Succesul lui depinde de modul cum vom gândi împreună. Și închei spunându-vă, am explicat și ieri că prin politica de coeziune nu există net state net contributoare și state net beneficiare, ci există state net câștigătoare care reprezintă Uniunea Europeană. Adică este adevărat că 5 sau 6 state contribuie covârșitor cu banii la fondurile Uniunii Europene în politica de coeziune. Dar acești bani se reîntorc după aceea în țările de unde pleacă prin faptul că cei mai importanți constructori de lucrări de autostrăzi de acolo vin din țările care sunt și cei mai mari contributori. Când cumpărăm tramvaie și alte dispozitive medicale și altă infrastructură, acestea se cumpără din țările cele mai avansate care sunt cele mai mari contributori. Și iată cum banii care au alocat la început pentru a crea prosperitate într-o parte a Europei se întorc și în țările unde, de unde au plecat prin contribuția la produsul intern brut din acele țări. Iar pe de altă parte se asigură această coeziune a Europei și un succes al pieței unice. Pentru că piața asta unică asta înseamnă că avem o piață de aproape 500 de milioane de locuitori. Trebuie să aibă toți acces la această piață unică. Și fiecare teritoriu al Uniunii Europene trebuie să poată contribui să-și aducă plus valoare la această piață unică a Uniunii Europene. Dacă doar unii și ceilalți sunt simpli ucenici, nu vom reuși. Sper că acest punct de vedere va fi luat în considerare pentru că, repet, depinde de această politică de coeziune, liniștea și pacea pe continentul european în viitor. Da, haideți să trecem la ale noastre. Spuneam mai că... glumesc, mai în serios, mai spuneam la un moment dat că suntem acum în preajma Zilei Naționale a României. Apropo că nu pot uita chestiunea aceasta cu refuzul intrării României în Schengen de către Austria. Uh-huh. Asta este Europa, trebuie să învățăm că doar prin dialog putem obține ce ne dorim. A spus-o acum peste 70 de ani unul din fondatorii Uniunii Europene, Robert Schuman, mai bine să ne războim în jurul unei mese decât pe un câmp de bătălie, și așa este. Trebuie să negociem, trebuie să avem diplomație, trebuie să ne batem în fiecare zi, să obținem acest drept legitim pe care românii îl merită. Nu au voie să mai fie ținut la coadă nicăieri în Europa pentru că un stat se opune. Doar îi spuneam așa colegilor mai întreagă să nu uite austriecii că armata română la sfârșitul primului război mondial în 1918 a salvat Viena de Revoluția Bolșevică. Nu știu că știți asta sau puțin știu că Viena era în pragul ocupării de către comuniștii bolșevici care doreau să instaureze, așa cum a făcut la Budapesta, Revoluția Bolșevică. Și am avut regimentul 63, a condus de Maniu la acea vreme care era la Viena, care a intervenit și au murit soldați români pe străzile Vienei să apere Viena de Revoluția Bolșevică și să restaureze ordinea. Se cânta imnul Deșteaptă-te române. Se cânta, nu era imnul României atunci, dar se cânta Deșteaptă-te române pe străzile Vienei și erau aplaudați de populația locală, cei din armata română. După cum un an mai târziu, armata regală română salva Budapesta de Revoluția lui Bela Kun, de Revoluția Bolșevică și a permis reinstaurarea ordinii de drept. Deci iată cum două capitale europene au fost salvate de românii de la bolșevism, iar astăzi recunoștința Austriei este aceasta că spune nu unui drept absolut legitim al României și al poporului român. Uite și asta că din punct de vedere istoric că soldați români și-au dat viața ca să ne ajungă pradă bolșevismului. Oare cum ar fi arătat Viena cu 50 de ani de comunism după aceea și cum ar fi fost ca România să nu fie în lagărul comunist și să ceară acum Austria să intre în Schengen și România fiind în Uniunea Europeană, dacă n-ar fi avut 50 de ani de bolșevism și comunism? Da, e greu de imaginat. E greu de judecat în istorie. Doar că, repet, asta este până la urmă istoria, dar aceste lucruri trebuie să fie cunoscute și spuse, pentru că altfel uităm istoria, iar vorba lui Iorga, cine nu-și cunoaște istoria, nu-și cunoaște părinții. Trebuie să ne cunoaștem trecutul și trebuie să ne spunem tuturor că această nație română a avut propria contribuție la destinul european. Este ultimul bastion al Occidentului înainte de partea care merge spre răsărit de Orient
este și a avut întotdeauna o orientare pro-occidentală această națiune, dovada faptului că suntem unicul popor latin, romanic, de origine latină, din această parte de lume. Ceilalți latini au continuitate, inclusiv teritorială. Francezii, uitați-vă, cu italienii, spaniolii, portughezii, noi suntem izolați, am fost izolați de întreaga noastră istorie și am reușit să ne păstrăm, repet, originea latină, limba română cu sorginte, de sorginte latine, evident, credința noastră creștină. Uitați că, încercând să duc discuția înspre Ziua Națională a României, care este mâine, ați răspuns deja la, niște întrebări legate de ceea ce iubim România, și multă lume ar trebui să știe și pentru ce iubim România, pentru ce a fost înainte, nu pentru ce este astăzi sau pentru ce va mai fi și mâine. Și apropo de Ziua Națională, domnule Boc, nu pot să nu amintesc în acest moment și eu un îndemn făcut de George Coșbuc la vremea lui, care spunea că avem o mândră țară prin timp, deja le-a mare strămoșii se luptară să o scape de stăpânea, singur noi românii suntem în ea stăpâni, sus inima români. Da, foarte frumos. Este adevărat că, până la urmă, miracolul acestui popor român nu este formarea lui. S-a format așa cum s-au format toate popoarele romanice după cucerirea romană. Dăinuirea lui în istorie pe acest spațiu Carpatul Gianuvianu, Ponti, neîntrerupt, asta este mare. Acesta este marele miracol și marele succes al poporului român, că au fost multe popoare care au venit, au dispărut în istorie. Noi am reușit să ne păstrăm, repet, continuitatea și să ne formăm statul național unitar român, clădind în fiecare zi de-a lungul secolelor identitatea românească. Pentru că identitatea românească nu s-a clădit la 1918. Dacă nu, era lucrarea poporului român timp de secole asupra lui însuși, n-am fi avut unirea de la 1918. Dar atunci, această identitate românească, repet, clădită de la Mihai Viteazu, de la Avram Iancu, de la Bălcescu, de la tot ce a însemnat Inocenție Micu Clain, Școala Ardeleană, de la tot ce a însemnat spirit românesc de o parte și de alta a Carpaților, fără această contribuție n-ar fi avut 1918. Adevărat că 1918 a fost un an astral. A fost o situație fericită când s-au adunat toate astele pozitive deasupra noastră. Dar aceste astele n-ar fi făcut diferența dacă poporul român nu era pregătit la întâlnirea cu istoria. Așa cum n-a fost pregătit și o să fiți grea de ce vă spun, n-a fost pregătit de întâlnirea cu istoria 1991 când s-a destrămat Uniunea Sovietică să facem unirea cu Moldova. Atunci a fost momentul când trebuia să ne întâlnim cu istoria. N-am fost pregătiți. Acum avem o șansă uriașă, odată cu invitarea Moldovei de aderare la Uniunea Europeană. România poate vedea din nou visul astral împreună cu Moldova în marea Uniunea Europeană și trebuie să facem tot ce le stă în putință ca România și Moldova să se regăsească în Uniunea Europeană. Două state au fost invitate, Ucraina și Moldova, de adere la Uniunea Europeană, iar acest drum comun al Moldovei în Uniunea Europeană înseamnă drumul regirii noastre în același spațiu de valori, în același spațiu în care am trăit întotdeauna noi românii de o parte sau de alta a prutului. Da, vedeți, ați spus de dăinuirea poporului român ca un mare merit, dar ceea ce a spus acum legat de Republica Moldova reprezintă în fapt continuitatea acestui popor. Așa este. Și să nu uitați că atunci când este mai greu, să uitați că poporul s-a trecut prin încercări absolut uluitoare. Gândiți-vă că în timpul primului război mondial, în 1916, după intrarea în război, două treimi din țară erau ocupate, guvernul și cu legalitatea s-au refugiat la Iași și în condițiile în care pe frontul de la Răsărit armata țaristă a dezertat și a dat drumul la Revoluția Bolșevică, am rămas singuri în calea furtunii, singuri de acolo. Și totuși în acele condiții la Mărășești, Mărăși și Oituzi, gândiți-vă că am avut puterea să oprim înaintarea germană, care dacă ar fi reușit, ar fi distrus existența statului român. Pur și simplu statul român n-ar mai fi existat ca stat, odată cu cucerirea Iașului, iar baricada pe orizontul Focșani-Mioloasa pe care am avut-o atunci, a fost extraordinară, spiritul de sacrificiu al poporului român și atunci părea totul pierdut. Să nu uităm că în 1916, când totul era dus la Iași, a avut loc în Parlament un celebru discurs al lui Nicolae Iorga, rezistență până la capăt, care spunea foarte clar că de aici nimeni nu ne va putea înlătura de pe pământul strămoșesc al patriei și
vom rezista până la ultima picătură de energie și armata noastră își va face și își va face datoria. Amintesc că acel discurs, nu numai că a fost aplaudat de toată scena deschisă și de opozanți și de putere, regele Carol era prezent, regele Ferdinand, pardon, era prezent, primul ministru Brătianu, care nu se înțelegea de foarte bine, Iorga, a dispus să fie multiplicat discursul în toate primările, să fie trimis la soldați pe front și soldații îl citeau și îi spuneau în plesete și își găseau energia să poată merge mai departe, când nu mai era o speranță, practic, că ne vom putea vedea visul cu ochii. Și am reușit, am răzbit și am format statul unitar român în decembrie 1918. Și pentru... Deci, când este mai greu, amintiți-vă cât de greu ne-a fost nouă românilor în multe momente, cele mai apropiate fiind și al doilea război mondial, evident, gândiți-vă ce a fost aici în Transilvania între 1940 și 1944, dar gândiți-vă și ce a fost în timpul primului război mondial odată cu intrarea România în Republica Antanta în război. Da, e o zi uriașă mâine, una care va fi sărbătorită și la Cluj, în Apoca și va șruga și pe final. Și un lucru, este singura construcție politică serioasă care s-a format în 1918 și a rezistat. Atunci a fost principiul autodeterminării proclamat de președintele Statelor Unite de atunci, Woodrow Wilson. Dreptul de autodeterminare a poporului, adică dreptul fiecărui popor de a-și întemeia propriul stat. Și atunci românii și-au întemeiat, la fel ca și cehii și slovacii și-au format Cehoslovacia, sârbii, croații, slovenii și-au încheiat statul lor. Singurii care au rezistat, uitați, ca și construcție solidă în decursul deceniilor și atât cu unei sute de ani, este poporul român, este statul unitar român. Cehoslovacii n-au rezistat, vedeți? S-au separat în două state. Momentul astral, Iugoslavia, de care ziceați, da. De Iugoslavia, care s-a separat în croații, în sârbii, în bosnieci, în sloveni. Deci singura construcție politică, pentru că se bazează pe lucruri naturale formate în decursul secolelor. Argumentul că suntem produsul lucrării poporului român timp de secole și nu produsul unei conjuncturi. E dovadă că această construcție politică majoră a rezistat. Asta arată forța statului național unitar român și puterea noastră stă în a fi ardeleni, munteni, moldoveni, bănățeni, olteni, tot ce este mai frumos în țara aceasta, doar împreună suntem puternici. Niciodată separați nu vom fi puternici, așa cum istoria ne-a demonstrat. Împreună putem fi o forță și suntem o forță din toate punctele de vedere. Da, haideți să le spunem și clujenilor atunci, mâine, ce le-ați pregătit pentru această mare sărbătoare. În câteva cuvinte, primul știu... să se bucure cu drag și suflet românesc de această zi minunată. La ora 9 în piața mea Viteazul, program oficial de depunere de coroane, la 10:30 va începe festivitatea din piața Vrabiancu, inclusiv parada militară, artificii de zi. La ora 12 vom celebra pe mare la Vrabiancu, și anume vom celebra 30 de ani de statuia lui Vrabiancu în centrul Clujului, aducându-ne aminte de Crăișorul Munților și de faptul că acest spirit extraordinar al Transilvaniei și al României a menținut vie flacăra românismului și a făcut posibilă unirea de 1918, că fără 1840, fără 1848 n-ar fi fost 1859 și fără 1859 n-ar fi fost 1918. Iar fără Vrabiancu, repet, n-am fi avut niciuna din aceste trei victorii uriașe ale neamului românesc. Deci, împreună cu Societatea Culturală Patriotică Vrabiancu, vom marca 30 de ani de statuie a lui Vrabiancu aici la Cluj din 1993, când s-a inaugurat statuia. De asemenea, regal folcloric după masă în Piața Unirii, după care seara la ora 19 deschide iluminatul festiv în tot orașul, va urma Delia și Cargo pe scenă, la ora 20 din nou Piața Vrabiancu, un spectacol superb de artificii și de drone, care vor încheia practic sărbătoarea Zilei Naționale cu o multitudine de evenimente peste tot în oraș și mai ales sperăm cu mult optimism în inimile românilor, care chiar dacă, repet, le simțim greutățile și poverile vremurilor, așa cum le resimt mulți oameni în aceste vremuri cu războaie în Europa și în preajma noastră, cu inflație care e galopantă și ne face viața mai grea, dar dincolo de toate acestea există o parte plină, mare, a paharului care înseamnă pacea și accesul la prosperitate pe care o avem. Că dacă avem pace și accesul la prosperitate, putem să trecem prin ele. Când scad bombe pe casa ta sau preajma ta,
Nu mai ai timp să te gândești nici la sănătate, nici la viața de mâine, nici la copii, nici la bunici, nici la ceilalți. Avem partea plină a paharului și putem construi mult, mult pentru a fi mai bine. Pentru că vorba aceea, când ți-ați dat o poezie, eu mai amintesc o altă poezie extraordinar de frumoasă pe care o are Tudor Alghezi, Mamă Țară, care zice cam așa, unde sapă, sapă locul, sare din pământ norocul. Adică avem o țară bogată, frumoasă, important este să știm cum să fructificăm aceste bogății în interesul tuturor românilor. Da, este și, este și ceea ce vă rugasem, voiam să vă rog la un moment dat să transmiteți un mesaj clujenilor de Ziua Națională, ați făcut-o deja foarte frumos și vă mulțumim și să mai spunem că toate manifestările de mâine vor avea loc în cele trei mari piețe ale orașului, nu va fi într-un singur loc, vor fi și în piața Mihai Viteazu și în Abrămiacu și Piața Unirii. Într-adevăr, în toate cele trei locații, le doresc clujenilor cu ocazia Zilei Naționale să-și amintească de moșii și strămoșii noștri care ne-au dat libertate, democrație, ne-au dat șansa de a trăi împreună, să nu uităm, pentru că noi suntem asta ceea ce suntem datorită sacrificiului lor. Și tot cum spunea Iorga, nu căutați morții în morminte, căutați în inimele și în sufletele voastre, pentru că ei au făcut posibilă România mare. Și tot Iorga spunea la acel discurs celebru din 1916, rezistență până la capăt, că așa cum atunci când trecem pe lumea cealaltă, lăsăm numele și averea noastră, soldații care au murit pe front au lăsat eternității neamului românesc, mândria de a fi român, curajul și demnitatea de a duce până la capăt o bătălie pentru existența neamului românesc. Să nu uităm niciodată pe aceia care au făcut posibil și au lăsat, repet, onoarea și demnitatea poporului român să prețuiască mai mult decât viața lor pentru a fi și a exista ca națiune. La mulți ani și pentru dumneavoastră, la domnule primar, să petrecem frumos și cu bucurie de ziua noastră. La revedere, vă mulțumim pentru prezență. La revedere. La final îmi doresc și eu și vă doresc și dumneavoastră să fim sănătoși, să ne pese mai mult de ceilalți și să ne considerăm norocoși că trăim în această țară, să nu ne mai mulțumim cu puțin, să fim mai conștienți de valoarea și de importanța noastră, să nu mai acceptăm compromisuri, să vânăm mereu fericirea cu orice mijloace avem la îndemână. La mulți ani România, la mulți ani români, toate cele bune!